Am mai apărut un hack pe Cartoon Network în ultima vreme, dar cu Five Nights at Freddy's. Ia hai să vorbim azi despre asta și să vedem împreună despre ce a fost vorba. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să spulberați butonul de subscribe pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Andreea Popa 321 care zice: mulțumesc, nu o să mă mai uit la Miraculos niciodată și multe X-uri. Cu plăcere, Andreea, mă bucur că te-am ajutat. Nu e ceva așa de obișnuit să auzim despre un hack la Cartoon Network, dar din când în când se mai întâmplă acest lucru și na, vorbim despre el. Primul moment de acest fel a apărut undeva prin 2012, atunci când Cartoon Network a apărut că este hacked. A fost vorba atunci despre o scenă dintr-un joc care a apărut peste un episod din Uimitoarea lumea lui Gumball. Deși s-a presupus o perioadă că acest lucru a fost un hack, nu a existat niciodată un statement clar a celor de la Cartoon Network că acest hack chiar a avut loc atunci. Deci a rămas un hoax așa și ăsta. 10 ani mai târziu am văzut în acest an cum Cartoon Network pare că a fost din nou hackerit, de data aceasta de cineva care a fi pus un desen al celor de la Animan într-un promo. Și da, am văzut împreună cum în această primăvară situația cu hack-ul respectiv a ajuns până la urmă să fie un meme. Dar cu toate acestea, un meme destul de funny așa. La fel ca hack-ul din 2012, nici acesta nu a fost real. Și a fost un prank destul de bine pus la punct așa. Acum însă, la finalul lunii august, a mai apărut un prank de genul, dar de data aceasta cu Five Nights at Freddy's, care pare că a intrat cumva în promo-ul celor de la Cartoon Network. Inițial faza era una obișnuită, și anume că apărea promo-ul Cartoon Network, iar mai apoi ni se arată cum acest promo ia forma Five Nights at Freddy's. Ce să vă zic, un promo destul de fain făcut, care sincer chiar mi-ar plăcea să apară pe Cartoon Network. Well, ca și în cazul Animan, avem de-a face aici din nou cu un hoax sau cu o farsă. Nu știu de ce promo-ul ăsta a ajuns la noi abia în august, având în vedere că el a apărut cam în perioada când a apărut și hack-ul cu Animan. Dar na, ăla cu Animan era cam în prim plan atunci și l-a cam eclipsat pe ăsta așa. De aceea probabil că nu a prea fost băgat în seamă. Cineva din România l-a descoperit și a făcut un edit cu Cartoon Network în care pare că apare Five Nights at Freddy's. Well, ce să vă zic așa. Zice că până la urmă este un hack destul de reușit așa, adică arată bine și mai mult decât atât, eu chiar l-aș vedea să apară pe Cartoon Network dacă ar fi. So, yeah. Din punctul ăsta de vedere, cred că a fost reușit. Oricum, la fel cum v-am mai zis în clipul despre hack-ul Animan, e greu tare să hackerești un post de televiziune. Iar dacă acest lucru se întâmplă, înseamnă că postul respectiv are unele probleme destul de mari. Lucru care, mai ales în cazul Cartoon Network, ar fi foarte puțin probabil. Iar dacă vrei să vezi clipuri despre hack-ul cu Animan, bagă un tap aici să vezi despre ce e vorba. Am vorbit despre acest hack chiar aici.